Romani 1, de la 16 la 32. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Am văzut în pasajul acesta pe care l-am citat, unul puțin mai lung, am văzut totuși o descriere care a fost intenționată de Apostolul Pavel pentru păgâni, pentru cei care, la care cuvântul lui Dumnezeu specific nu a ajuns. Este ciudat însă cât de bine portretul desenat de Apostolul Pavel al păgânului din vremea aceea se potrivește cu portretul din zilele noastre ale, în ghilimele, creștinului profesant. Majoritatea societăților vestice își spun societăți creștine și trăim într-o societate și cultură așa zis creștină. Culmea, portretul creștinului de astăzi, suprapus peste portretul păgânului de acum 2000 de ani, este identic. Știți ce ar trebui să vedem atunci? Că ceea ce societatea numește creștinism astăzi, e de fapt vechiul păgânism. Șocant? E o realitate. Pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin șocantă. Dar nu vreau să vorbesc astăzi despre așa zisul creștinism,
pe care îl găsim în marile religii din lume. Vreau să vorbesc astăzi despre mânia lui Dumnezeu. Se predică astăzi, de la multe amboane, faptul că Dumnezeu este dragoste. Și lucrul acesta este în principiu adevărat. Dumnezeu este dragoste și Scriptura ne spune lucrul acesta. Însă felul în care se predică și felul în care este descrisă dragostea care la rândul ei îl caracterizează pe Dumnezeu este greșit. Este doar jumătate de adevăr. Și așa cum spunea Baltazar Hubmaier pe vremuri, unul din liderii anabaptiștilor, jumătatea de adevăr este mai rea decât eroarea. De ce? Fiindcă ne prezintă un adevăr diluat, care nu mai are forță, care nu mai are forță transformatoare, care nu mai schimbă. Atâta vreme cât eroarea e eroare și adevărul este adevăr, în momentul în care oamenii înțeleg adevărul, ar lua poziție pentru el. Adevărul are putere de a transforma. Adevărul pe jumătate spus sau jumătatea de adevăr nu are o astfel de putere. Versetul 18 pe care l-am citit spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Oamenii astăzi propovăduiesc, predică un Dumnezeu care nu pedepsește. Un Dumnezeu blând, un Dumnezeu care face bine tuturor, care suportă orice ofensă, care face cu ochiul sau îngăduie chiar și cel mai mare afront adus lui. Ei bine, îndrăznesc să spun că Scriptura prezintă un alt fel de Dumnezeu. Scriptura ne arată un Dumnezeu care este mânios în orice vreme, cum citim în Psalmi, care este mâniat pe cel rău, pe păcătos, în fiecare zi. Este un Dumnezeu drept. Da, este dragoste, Dumnezeu este bun, este îndelung răbdător, dă binecuvântări generale, cum găsim în Fapte 14, în Fapte 17, chiar și aici, în pasajul citit. Dar în același timp, Dumnezeu este un Dumnezeu drept, care este mânios și care își descoperă mânia împotriva oricărei, spune Scriptura, nu a unora sau a unor nelegiuiri sau necinstiri. Deci împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, este un Dumnezeu drept, care își descoperă mânia atunci când oamenii îi calcă legile, atunci când oamenii îi înjosesc persoana. Este un Dumnezeu care nu tolerează afrontul. Puțin diferit această afirmație de ceea ce se predică în general. Haideți să vedem ce spune Scriptura însă. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri. Împotriva oricărei necinstiri. Cum se descoperă? În versetele de mai sus, citim că există o descoperire specială a lui Dumnezeu. O descoperire a unei neprihăniri. O descoperire a unei salvări. Și descoperirea asta este în Evanghelie, nu? Căci în ea este descoperită o neprihănire. Ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Pentru mântuirea celui care crede. Însă, în versetul 18, citim că mânia lui Dumnezeu se descoperă și față de cei care nu au auzit Evanghelia. Există o manifestare, o descoperire generală a mâniei lui Dumnezeu. Cum? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că Dumnezeu a judecat în multe rânduri
națiunile păcătoase. Și nu numai națiunile, ci și Israelul atunci când păcătuia. Avem și în Noul Testament avertismente că Dumnezeu își descoperă judecata. Dacă am începe cu Efeseni, capitolul 2, găsim că ne aflam înainte de mântuire sub incidența mâniei lui Dumnezeu. Să deschidem la Efeseni, am spus capitolul 2, rectific. Ba da, am avut dreptate, capitolul 2, unde apostolul spune: de la început voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, și arată starea noastră dinainte de mântuire. Zice: după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire, din natură, din naștere, copii ai mâniei, ca și ceilalți. Vreau să spun că Dumnezeu își descoperă mânia împotriva oricărei necinstiri a Lui făcute de oameni, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Dacă dăm câteva pagini și deschidem la Efeseni, capitolul 5, dacă citim versetele 5 și 6, din nou găsim o listă restrânsă a anumitor păcate pe care Dumnezeu le pedepsește, față de care Dumnezeu se arată mânios. Și spune din versetul 5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Dumnezeu pedepsește păcatele pe care tocmai le-am citit. Dacă deschidem la Coloseni, capitolul 3, vedem același lucru. Există un avertisment. Și vrem și noi să tragem în dimineața asta Coloseni, capitolul 3. Vrem să tragem un semnal de alarmă. Din nou citim versetele 5 și 6. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, sau pământești: curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Mânia lui Dumnezeu, întorcându-mă la Romani, capitolul 1, versetul 18, se descoperă. Am spus mai devreme că Dumnezeu a judecat pe pământul acesta națiuni, familii, indivizi, pentru călcarea un orunci pe care El le-a așezat, pentru călcarea unei ordini pe care El a așezat-o. În Romani, capitolul 1, citim toate în mare ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o între oameni. Vedeți? Dumnezeu niciodată nu are să pedepsească un păgân. Haideți să luăm exemplu, eu știu, aborigenilor din Australia, de prin 1300, da? Înainte să se descopere Australia. Nu o să-i pedepsească pentru că n-au crezut în Iisus Hristos. Nu pentru asta au să fie judecați. Ci au să fie judecați pentru călcările legii pe care Dumnezeu le-a pus în ei și în natură. Pentru asta o să fie judecați. Dacă ne uităm la pedepsele și judecățile pe care Dumnezeu le-a făcut în Vechiul Testament, începând cu potopul, continuând cu Sodoma și Gomora, mergând mai departe, luând Egiptul în timpul lui Moise, luând mai departe popoarele Canaanului în timpul lui Iosua și după aceea, o să vedem că Dumnezeu a pedepsit națiunile pentru călcările ordinii
pe care El a așezat-o între oameni. Sodoma și Gomora a fost pedepsită în special pentru homosexualitate. De ce? Vedem și în Romani capitolul 1, am citit despre acest păcat și noi trebuie să spunem păcat la ce Dumnezeu spune păcat. Este un păcat împotriva firii, spunem noi, împotriva legii pe care omul a primit-o și cu care se naște. Este un păcat împotriva omenirii. Este un păcat împotriva societății. Și este o neorânduială. Și Dumnezeu pedepsește o astfel de neorânduială. Dați-mi voie să spun pentru două motive. Unu, pentru că este un afront la adresa Creatorului, această schimbare a întrebuințării vasului creat. Și în al doilea rând, pentru păstrarea societății. Ce s-ar întâmpla dacă toți ar părăsi ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în creație? Societatea s-ar autodistruge. Este un act al bunătății și îndurării și îndelungii răbdării a lui Dumnezeu? Această pedeapsă, această judecată, această mânie? Da, că mânia lui Dumnezeu este dreaptă. Dacă mergem mai departe și ne uităm la pedeapsa cananiților, vedem că în primul rând au fost pedepsiți pentru ce? Pentru închinarea lor la idoli, am spune. Și este adevărat. Dar ei aveau o închinare specifică la idoli. Știți care era cel mai important ritual al popoarelor din țara Canaan? În închinarea la Moloch, zeul acela câine? Trecerea copiilor prin foc. Acum, cuvântul, expresia e puțin ambiguă în limba română. Însemna că își aruncau pruncii în foc, ca ei să ardă acolo, ca jertfă pentru a îmbuna zeul respectiv. Era un act împotriva firii, împotriva ordinii pe care Dumnezeu a pus-o. Ce se întâmpla dacă toți își aruncau copiii în foc? Se deregla chiar și societatea, nu? Generațiile următoare erau afectate. Dumnezeu pedepsește astfel de păcate împotriva cunoștinței pe care omul o primește și o are. Căci așa a îngăduit Dumnezeu. În versetul 32, Pavel trage o concluzie și spune: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, ci găsesc de bun pe cei ce le fac. Am dat doar două exemple. Am putea să luăm oricare dintre ele, dar fiindcă listele pe care le-am citit în Efeseni și în Coloseni sunt mai scurte, haideți să ne gândim doar puțin la acelea. Curvia sau adulterul este considerat un păcat asupra căruia sau care atrage asupra lui mânia lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă strică. Legea, nu calcă doar legea pe care Dumnezeu a așezat-o în creație. Deci nu doar este un afront la adresa lui Dumnezeu și a legii lui, dar strică familie pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie ca stâlp, ca celulă a societății. Oamenii spun, ne bate Dumnezeu. Sau spun, uite ce calamitate a venit, nu? Peste noi, din partea lui Dumnezeu. Uite ce rău ne-a trimis Dumnezeu. Vedeți? Dumnezeul nostru își descoperă mânia împotriva oricărei necinstiri a lui și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor. Poate să gândesc unii ce Dumnezeu, ce stăpân nemilos, ce stăpân crud avem noi. Oare? Există, până la urmă, în lume, două feluri de rele. Răul moral, da? Și răul aparent. Răul care are în spate un bine. Pentru sodomiți,
adică pentru locuitorii din Sodoma și din Gomora și din cetățile de prin prejur, fără îndoială că distrugerea cetăților lor a reprezentat un rău. Nu? Pentru Iov, care și-a pierdut tot, inclusiv toată averea, și-a pierdut și soția. N-a fost un lucru plăcut, n-a fost un lucru bun. A fost însă oare un rău moral? Nu, căci Dumnezeu a urmărit un bine. Găsim în profeții din Vechiul Testament pe Dumnezeu întrebând, oare se întâmplă un rău într-o cetate sau o nenorocire într-o cetate fără să o fi provocat El? Am parafrazat puțin. Nu este însă un rău moral, ci urmărește un bine. Este Dumnezeu îngăduitor față de societatea noastră? Este. Este tolerant? Într-un sens pozitiv este, că nu pedepsește imediat pe făcătorul de rele. Dar îl pedepsește. Îl pedepsește. Cel care face răul, cel care îl necinstește pe Dumnezeu, cel care îl coboară la nivel de creatură, pe creatorul tuturor lucrurilor, este pedepsit. Cel care calcă legea lui Dumnezeu este pedepsit. Pentru ce? Pentru ca Dumnezeu să arate. Și Dumnezeu arată prin mânia Lui, prin descoperirea judecății, imediat. Arată și interesul pe care îl are în societate. Spunem, harul general pe care Dumnezeu îl manifestă. Vedeți? Când Dumnezeu își ia mâna, când Dumnezeu se depărtează de o societate, nu mai e mult până societatea respectivă se va autodistruge. Adam, după cădere, a căpătat natura aceasta a autodistrugerii. Și ne naștem cu ea. Omul este o ființă destructivă. După ce distruge tot din jurul lui, se distruge pe sine. Fac o afirmație grozavă și sunt conștient de ea. Dar să ne uităm în istorie și vom vedea că este adevărată. Există un timp al harului general. Cei din Sodoma și Gomora nu au fost pedepsiți imediat la primul păcat. Cananiții n-au fost distruși imediat după înființarea cultului lui Moloch. Din contră, a trebuit să existe o perioadă, Dumnezeu a îngăduit, să existe o perioadă în care n-au fost pedepsiți, dar în care ei trebuiau să vadă prin ochii lor, prin cunoștința pe care aveau, că ceea ce practicau era împotriva firii. N-au văzut. Dumnezeu le-a dat o perioadă de grație. Vorbim de har general, da? Nu de har special. Dumnezeu a dat o perioadă de grație, știți de cât timp? De 400 de ani. Cananiților. În timpul în care ei prosperau, în timpul în care cananiții înaintau în autodistrugere, Israelul, căreia i s-a făcut promisiunea prin Avram, suferea în Egipt, învățând la rândul lui alte lecții, slujind la pedepsirea Egiptului până la urmă și a faraonului din Egipt. Și la vremea potrivită, când paharul nelegiuirilor lor, al fără de legilor lor, s-au umplut. Dumnezeu a spus destul. Acum vine judecata, acum vine pedeapsa. Când a venit potopul, mă întorc acum în urmă cu sute de ani, când a venit potopul, Dumnezeu a dat o perioadă de grație. Însă, spune în Geneza, Duhul meu nu se va lupta pururea cu omul. Lucrul acesta îl vedem în fiecare caz.
dacă ne uităm la reacția pe care Dumnezeu a avut-o. Și să știți că, citind Romani 1, lucrul acesta ar trebui să ne schimbe perspectiva asupra manifestărilor mâniei lui Dumnezeu. Fie că este vorba de cazuri individuale, poate boală, poate pierderea unor bunuri, poate pierderea unor persoane dragi, fie că este vorba de nivel de societate. Când citim Romani 1, ar trebui să vedem că Dumnezeu arată și bunătatea Lui atunci când nu lasă pedepsit păcatul. Mintea omului este atât de pervertită încât consideră că Dumnezeu este crud și nedrept atunci când pedepsește păcatul. Ce ar trebui să vedem într-o pedeapsă? Ar trebui să ne uităm la noi în primul rând și să vedem că noi suntem cauza. Ar trebui să vedem că Dumnezeu caută îndreptarea noastră. Ar trebui să ne întoarcem cu fețele spre Cel care ne pedepsește. Înseamnă că Dumnezeu mai are o perioadă de grație. În afară de ștergerea de pe fața pământului, de anihilare fizică, pedepsele pe care Dumnezeu le administrează arată, știți ce? Perioada de grație în care ne aflăm. Dar o să vină un punct. Un punct în care Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre blestemate. Și atunci e gata. Ne lasă să facem ce vrem. Și știți ce vrem? Să ne autodistrugem. Să ne uităm la Imperiul Roman. Toate lucrurile pe care le descrie Apostolul Pavel aici, cei din Roma puteau să se uite în jurul lor și să le vadă pe fiecare. Păgânii, latinii, romanii, făceau toate lucrurile, fiecare dintre ele, toate lucrurile pe care le găsim aici. Nu trebuiau să caute în istorie despre babilonieni, despre egipteni, despre nu știu ce alte popoare antice, chiar și pe vremea lor antice, ca să vadă că păgânii făceau lucrurile astea. Lucrurile acelea pe care Pavel le-a scris și pe care noi le-am citit în Romani se întâmplau în societatea de atunci. Cum a pedepsit? Care a fost cea mai cruntă pedeapsă pe care Dumnezeu a dat-o Imperiului Roman? Care este cea mai cruntă pedeapsă pe care Domnul o dă oricărei societăți? Sau oricărui individ? Să se depărteze de el. Să lase în pace. Să lase să facă ce vrea. Nu poate să existe o pedeapsă mai mare decât aceea în care Dumnezeu și-a mâna. În care Dumnezeu lasă deoparte gardurile care ne protejau. Noi nu poate să existe o perioadă mai mare în care, o pedeapsă mai mare în care, decât aceea în care Dumnezeu spune nu voi mai restrânge limitele păcatului vostru. Vreți păcat? Bucurați-vă de el. Și atunci individul, familia, tribul, imperiul, o ia la vale și autodistrugerea e inevitabilă. Atâta vreme cât Dumnezeu își arată mânia, este și aceasta un semn al harului general. Al faptului că oamenii trebuie să vadă ceva. Trebuie să se întoarcă la el. Trebuie să-și revizuiască comportamentul, căci este spre pierderea lor, dacă nu o fac. Privind la societatea noastră,
la lumea în care trăim. Așa cum a spus, portretul pe care Apostolul Pavel îl face păgânului, suprapus cu portretul pe care îl vedem astăzi în cel care își spune creștin, șocant, vedem niște asemănări izbitoare. De fapt, sunt parcă două portrete identice. Identice. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că și noi, astăzi, ne aflăm în aceeași situație în care se aflau păgânii acum 2000 de ani. Tacitus, unul din autorii latini, romani, celebri, spunea a corupe și a fi corupt este spiritul veacului. Dar oare nu așa stau lucrurile și astăzi? Moralitatea nu a ajuns la o stare deplorabilă. Există și a existat în istoria noastră a oamenilor perioade în care moralitatea era, sau valorile morale erau mai înalte, alte perioade în care erau foarte joase. A existat așa, stări din astea succesive, suișuri și coborușuri. Astăzi ne aflăm în același abis moral și este, să știți, un abis moral în care se afla societatea în care scria Pavel, despre care scria Pavel aici în Romanul. Atunci, ceea ce se întâmpla și ceea ce s-a întâmplat cu societatea respectivă are să se întâmple și cu noi. Dumnezeu își descoperă mânia. Privim în jurul nostru și ar trebui să vedem în calamitățile naturale, în ceea ce numesc oamenii nenorociri sau catastrofe, să vedem mâna lui Dumnezeu, care ne avertizează că ceea ce vine e mult mai rău. Dumnezeu a anihilat popoarele care se dedau la practici destructive împotriva ordinii și naturii omenești. Pentru aia nu mai există șansă. Astăzi societatea noastră este mai rafinată, dar se regăsesc în ea și sunt tolerate păcate împotriva firii. Păcate care au adus în trecut anihilarea. Ceea ce are să vină din partea lui Dumnezeu va veni. Și vedem cum Dumnezeu își retrage mâna. Ne rugăm să nu și-o fi retras de tot. Dar Dumnezeu ne lasă în voia minții noastre. Dumnezeu să aibă milă. Și să nu uităm că avem o misiune într-o astfel de lume, într-o astfel de societate. La fel cum profeții din Vechiul Testament aveau un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru societatea lor. Să nu uităm că și noi avem. Încredințat de Dumnezeu în Evanghelie. De ce? În mijlocul corupției, în mijlocul nelegiuirii, în mijlocul religiei false și care ne cinstește pe Dumnezeu, avem același mesaj. O descoperire specială. O descoperire care dă viață. O descoperire care duce la neprihănire. Evanghelia. Cine este credincios Evangheliei, acela smulge din ghearele răului, din ghearele satan și de la autodistrugere pe păcătosul în care Dumnezeu, prin Evanghelie, lucrează. Și cine face lucrul acesta, cum învață Scriptura, va primi o mare răsplătire. Nu putem să fim indiferenți de lumea în care trăim, de starea ei. Dumnezeu ne-a așezat aici, ne-a dat un timp și un spațiu cu un anumit scop. Urând păcatul, fiindu-ne silă de haina mânjită de sânge, să smulgem totuși pe păcătos din foc. Vestind Evanghelia. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Într-o lume care se autodistruge. Să fim modele, să fim lumini,
să arătăm un alt fel de viață, prin felul în care trăim, și să arătăm că îi suntem credincioși lui Dumnezeu și că ne pasă de semenii noștri. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și să ne facă neobosiți în predicarea Evangheliei și să pună în noi puterea de a împlini poruncile sale, fiind astfel diferiți. Amin.